Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, în acest moment s-ar putea să te afli într-un spațiu în care tinzi să te îndoiești de concepte și atitudini pe care le-ai acceptat pe tot parcursul vieții tale. În general, ai tendința să fii o persoană orientată către serviciu și ai putea dori să ajuți pe cineva apropiat. Taur, visele și viziunile ar putea să stârnească dorința de a fi deosebit de artistic și creativ. Idei pentru noi proiecte artistice ar putea să-ți apară și să dispară din minte pe tot parcursul zilei, iar tu s-ar putea să intri în panică, îndoindu-te că vei avea vreodată timp să transformi vreuna dintre ideile tale în realitate. Gemeni, succesele din ultimele săptămâni împreună cu o creștere a veniturilor ar putea stârni dorința de a-ți îmbunătăți situația de trai. S-ar putea să ai îndoieli, totuși în ceea ce privește modul cel mai bun de a face acest lucru. Rac, stresul cauzat de presiunile de la locul de muncă ar putea să te facă să te simți puțin rău. Cu toate acestea, probabil nu ești dispus să iei o pauză pentru că îți faci prea multe griji să termini ceea ce faci în timp util. Leu, obstacolele la care ai putea ajunge în ceea ce privește proiectele tale ar putea să te facă să te întrebi dacă ai ceea ce trebuie pentru a le finaliza. Acest lucru este în regulă, dar nu te lăsa prins în îndoieli cu privire la abilitățile tale. Fecioară, deși aproape totul în viața ta pare să meargă bine, s-ar putea să te găsești într-o mică panică. Cu toate acestea, acest lucru se datorează cel mai probabil celor mai adânci nesiguranțe ale tale. Balanță, s-ar putea să te afli în dificultate în ceea ce privește modul în care să procedezi cu o anumită sarcină sau proiect în care ești implicat. S-ar putea să ai mai multe opțiuni deschise, toate viabile, iar acest lucru ar putea fi confuz. Scorpion, ceva ar putea neliniști un membru al familiei și această persoană nu pare dispusă să vorbească despre asta. Intuiția ta pare să fie temporar blocată, așa că nu poți descifra singur. Nu încerca, probabil totul este îngropat prea adânc în interiorul celuilalt. Săgetător, ai putea simți că trăiești în ceață. Unele știri interesante, dar enigmatice, ar putea să-ți vină în întâmpinare. S-ar putea să fie informații de o natură atât de bizară încât îți este dificil să le accepți, totuși sursa ta ar putea fi mai mult decât fiabilă. Capricorn, premoniții neașteptate și senzații în adâncul stomacului ar putea să fie prea puternice pentru confortul tău, mai ales dacă simți evenimente iminente care nu sunt tocmai plăcute. Aceste sentimente nu sunt trimise pentru a te îngrijora sau pentru a te deranja, ci pentru a oferi indicii cu privire la modul în care gestionezi posibilitățile. Vărsător, un obiectiv la care ai lucrat de mult timp și în care ai investit multă speranță și încredere, s-ar putea să pară brusc în dubiu. Acest lucru nu înseamnă că este complet anulat, înseamnă doar că momentan trebuie să lucrezi un pic mai mult și să-ți reconstruiești încrederea în el. Pești, un partener sau coleg ar putea trece prin unele schimbări în acest moment, făcându-te să te întrebi dacă ai un viitor cu această persoană. S-ar părea că avansezi în timp ce această persoană rămâne în urmă. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată!